Bună seara și bine ne-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai noi informații din cele două domenii. Pentru că suntem la noutăți, la capitolul noutăți, vreau să aducem azi în discuție un subiect foarte interesant, un proiect unic la nivel de Iași, l-aș numi, și poate chiar la nivel de țară, de ce nu cred că a mai făcut cineva un astfel de proiect. Vorbim despre teatrul acasă. Da, ați auzit foarte bine ce ați spune despre o piesă de teatru în sufragerie la dumneavoastră acasă sau poate într-o altă cameră pe care o aveți disponibilă. Vom discuta despre acest proiect cu invitații mei. Pe prima parte, domnul Geo Schweitzer este actor și regizor, iar pe partea a doua, cu soția dumnealui, Laura Schweitzer, vom discuta și despre povestea și despre tot ce au făcut ei în perioada aceasta. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara și bine vă regăsim! Pentru că noi ne-am mai văzut și mi-aduceam aminte în timp ce veneam spre studio. Așa. Că ultima dată cred că eram pe Muzicescu cu sediul și acolo ne-am văzut, așa mi spune memoria mea, cred că nu mă înșel, cu un alt proiect, știu, pe care l-ați realizat. Cred că e ceva timp de atunci, cred că sunt vreo 3 ani dacă nu mă înșel. Nu știu când au trecut, chiar nu știu. Uite, dar e interesant. Da, mi-ai ridicat la plasă acum, știi că... Plasa amintirilor, dar nu despre plasa asta e vorba când spun că m-ai ridicat la plasă. Vezi tu, m-ai prezentat, da? Geo Schweitzer, actor. Și regizor. Te întreb, atunci când ne-am văzut, despre când vorbești, când ne-am văzut pe Muzicescu, mă rog, eu n-am memoria adreselor, sunt complet în afară, dar cred că acolo era, ce făceam eu? Dădeam cu coasa. Făceam prin curtea unei școli treabă, nu? Da. Bine, da. Am vorbit și de teatru. Ce vreau să spun cu asta? Vezi tu, actorii trebuie să știe multe și de toate. Și de toate, și da. Și de toate. Trebuie să știe să... Mă rog, în principiu trebuie să știi cam cum stau lucrurile, nu te pune nimeni să faci. Dar să știi că este un lucru interesant. Se spune în tagma noastră că faci un film, da, ca regizor și ai o scenă de sală de operații. Medici, frumos, tot ce trebuie. Și că dacă vrei să-ți iasă și să te creadă publicul, apropo de școală și sănătate, eu vorbesc acum din școală despre sănătate, dar trecând prin filtrul actorului. Dacă vrei să-ți iasă și să te creadă spectatorul, pui actori, nu pui medici adevărați. Chiar dacă ai avea posibilitatea să aduci, să spui că ai prieteni și aia zic, Doamne, bagă-mă și pe mine, n-am de spus nimic, eu numai să dau cu bisturiu. Ei bine... Medicul este atât de concentrat pe munca lui încât pare nefiresc când îl filmezi, pe când actorul trebuie să transmită acea energie. Și culmea o transmite foarte bine, da. Pentru că își face treaba cu simț de răspundere. Și cu talent, cu dăruire și cu pasiune, clar că în orice domeniu ai nevoie de pasiune. Mai ales aici, sigur, există povestea aceea frumoasă și foarte adevărată. Meseria asta e cam 80% muncă și 20% talent, pentru că trebuie muncit mult. Da, dar ăla 20% face tare, tare bine, că dacă e fără să-ți dea Dumnezeu de sus ceea ce se numește talent, că eu după 35 de ani de teatru și după o viață trăită prin lumea asta, eu nu știu ce e la talent. E ceva. Îți vine, uite așa, cum mi-a venit mie cu proiectul ăsta, a trebuit să spun talent managerial, cum mi-a venit o idee. Nu, e ceva acolo, îți dă Dumnezeu ceva. Da, eu cred că la un moment dat vine și din pregătire, din formare, apropo de școală. Că dacă nu mai stai și te gândești, măi, aș face, nu-ți vin. Pe când dacă ești tot timpul prins în zeama lucrurilor și vrei să faci ceva cu adevărat, îți vine... Uite așa, îți vin în fiecare zi câte o idee, câte una, câte alta, le legi și începe să meargă treaba. De aceea, funcționează ceva acolo. Da, îi sfătuiesc pe colegii tineri care sunt la început de drum. Bă, nu vă enervați că nu vă caută nimeni. Nu vă caută. Dionisie Vitcu, de la Teatrul Național, eram într-un turneu în Basarabia cu el și îmi zice, băi, știi ce am făcut eu? Eu când am venit la Teatrul Național, un an de zile nu m-a băgat nimeni în seamă. Nu mă distribuiau, nu făceau nimic. Probabil încă nu aveau nevoie de el. Ulterior s-a dovedit că nu aveau mare nevoie. Ei bine, și că m-am apucat, am învățat 100 de poezii, le-am lucrat și am început să le recit peste tot pe unde apucam. Și ușor, ușor lumea a zis, uite, ăsta e actor. Asta era munca pe care o făcea el. Și minunat că făcea asta. Da, una peste alta, cred că și pandemia aceasta și-a pus cumva amprenta și nu neapărat că te-a forțat să te duci cu gândul la o altă etapă, să te gândești
ce faci pe viitor. Asta cred că era cumva acolo în spate, ideea aceasta, n-ai avut cumva nici timpul, da, nici poate... nu știu, momentul potrivit, da, să te apuci, da, de treabă. Da, da, clar, da, da. Dar până să intrăm așa în subiect cu teatrul la casă, vreau să ne povestești un pic cum a fost perioada aceasta de pandemie, din martie anul trecut, iată, acum și un an. Păi cum ai fie? Simțit-o sau cum ai resimțit-o? Nu vreau să mă aliniez celor care se plâng, sincer. Asta e un lucru bun. Da, ești un om optimist. Da, mi-a spus-o și un preot, o resimt și eu din viață. Sigur, e un lucru dificil. Hai să-i spun dificil și atâta tot. Dar de ce să nu încercăm să ne canalizăm energiile, să găsim lucrurile bune din asta? Pentru că sunt, există și lucruri bune care se pot întâmpla. Depinde de perspectiva. Știi cum e? Dacă ne uităm la paharul ăsta, noi când ne uităm, vedem un cilindru pus așa. Dacă ne uităm numai într-un singur plan, vedem aici niște piciorușe care s-au așezat. E o imagine total diferită. Așa și cu pandemia. Hai să ne calmăm, să o privim ca pe un fapt care s-a întâmplat și să vedem ce putem construi din asta. N-aș ajung poate prea departe să spun că la un moment dat arta se năștea din sărăcie, erau poeții săraci care scriau parcă aveau nevoie de asta ca de o hrană. Nu spun nici că vezi, dragă doamne, gata, schimbăm tot de acum. Nu, eu țin la teatru pe scenă, acolo e miza mare, acolo e farmecul, acolo e toată nebunia care se întâmplă, spectatorul în sală, tu pe scenă. Nu sunt foarte de acord cu ceea ce se întâmplă teatru online. Este și nu este. Adică avem YouTube-ul plin de marile creații ale actorilor noștri vechi. Teatru, oho, și ce teatru nu se facea. Nu transmite aceeași emoție, nu, adică pe care cum o vedem în sală. Da, îți spun sincer, când eram acolo pe scenă, la fiecare spectacol, același spectacol, nu știu, Harap Alb, de fiecare dată era altceva. Și ca într-o conversație, nu-i așa, răspund spectatorului. Dacă simți o sală extrem de rece, nu că sunt clenciuri pe care le arunci, dar simți imediat dacă publicul e cu tine, dacă te iubește, dacă îi place ceea ce faci, sau dacă o face de complezență, zice, de acum dacă tot am dat banii, hai că stau aici, îi vei răspunde la fel, cu aceeași monedă. Și se întâmplă ca o avalanșă, ca o catastrofă, toate se duc în jos și la final unul pleacă într-o parte și nu într-o parte. Slavă Domnului că au fost foarte puține cazuri din astea și nu sunt foarte multe. Așa și cu pandemia. Un timp de reculegere, de așezare. Bun, nu se mai poate. Mai ales a fost perioada aceea, nici nu știu în ce lună, când s-au întâmplat, când chiar a trebuit să stăm în casă, nu puteam ieși fix decât cu... Martie. Martie, ok. Da, da, da. Bun, ce facem? Eu am biblioteca. O iubesc, îmi plac cărțile, eu nu pot, n-am putut nici în facultate să învăț de pe display. Nu, trebuie să răsfoiesc. Nu neapărat să-mi fac adnotări acolo, dar parcă altceva e când dau pagina, când mă concentrez. Am citit. Nu mult, nu puțin, m-am refugiat acolo. Pe urmă m-am refugiat în grădină, am mai făcut câte ceva pe acolo. Mi-am dezvoltat capacitățile zile astea de... Abilități, de manufacturare, da, 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 de tot felul, da. Am... făcut tot felul de artificii să pot cumpăra o bucată de lemn, mă rog, lucruri din astea. Adică am spus, ok, nu se poate? Bun, atunci hai să vedem ce se poate și să ne folosim de acel ce se poate. Și lucrurile au mers așa o vreme până când a venit iarna și atunci mi-a venit ideea. În iarnă. În iarnă, în, da, iarnă. Spiritul Crăciunului, nu-i așa? Am primit și eu un dar pe aici, așa, energie celestă care a venit în mine, s-a așezat și mi-a zis așa: măi omule, tu de o viață, pe data de 24 ianuarie seara, vorbesc un pic codificat pentru cei foarte mici, ca să nu... Tu ajungi așa prin casele oamenilor, că te cheamă oamenii cu mare bucurie și te întâlnești cu copiii. Anul ăsta eram aproape sigur că nu se va întâmpla, pentru că lumea se temea, oarecum, ziceam eu. Ei bine, lumea nu s-a temut. A fost aceeași din toți anii. Mă întrebau ei pe mine, dar vreți să veniți? Da, vin, de ce să nu vin? Ne pregătim, ne protejăm și... Și atunci, în zilele premergătoare, mi-am zis, ia stai așa. Da, n-aș putea eu face un spectacol micuț cu pentru... care în timpul anului, așa cum merg cu minunatul personaj de la Crăciun și duc daruri copiilor, hai să merg cu un alt dar, spectacolul pe care să-l aduc familiei, aș zice eu.
Sunt convins că de când ai fetița și îți crește mare, trăiește altfel poveștile lângă ea. Le citiți seara, le inventezi. Este imposibil să nu se întâmple așa, pentru că orice părinte face lucrul ăsta. Și m-am gândit cât poate fi de frumoasă, o după-amiază, o seară în care familia, tata, mama, unu, doi copii, un bunic, doi bunici să fie așezați pe aceleași fotolii pe care le știu, veșnic, unde se întâlnesc cu prietenii, și într-o parte a livingului, uite acolo o mică scenuță cu niște păpușele, nu sunt mai mari decât atâta, cam așa de mari păpușile, și vedem o poveste. Îmi imaginez cât muncă ai depus la realizarea acestor păpuși, dar hai să vedem cum arată teatrul acasă. Avem un material, e scurtut, așa, să zic așa, dar să vadă și cei de acasă în ce fel arată teatrul realizat de tine. Da. Revenim. Da, a suflat! Și căsuțele noastre s-au spulberat. Acum ne dăm seama că suntem vinovați. Da, suntem vinovați. Trebuia să te fi ajutat când ai construit tu căsuța. Noi te-am lăsat singur să cari bolovanii. Ai muncit singur el din greu. Pe când noi te rugăm să ne iezi. Ei, gata, m-am iertat. Acum, haideți, mâncăm plăcinte. Nu, ce gustoase sunt! Mie tare îmi plac plăcintele cu bostan. Dar să aibă cât mai mult bostan. Bun. Tăceți! Parcă se aude ceva. Un fâșâit. O fi lupă? Nu vă fie frică. Aici n-are cum să ajungă. Ne-am întors, un material foarte frumos. Chiar ceea ce faceți e, cred că, absolut minunat. Și da, mai ales că vorbeam și de pasiune. Se vede câtă pasiune ați pus în realizarea acestui proiect și cu câtă dăruire vă jucați rolurile. Mai ales că eu vă cunosc pe voi și, să spunem, după studioul acesta și pe Laura. Și chiar vorbeam și înainte de emisiune. Sunteți total diferiți acolo pe scenă. Efectiv, intrați în rolul sau în pielea actorilor. Bun, hai să-ți spun câte ceva așa din bucătărie, că eu, să zicem, nu-i așa, sunt ăla care le știu, da? Am o viață, am făcut, cu toate că, așa cum bine ziceai, în perioada asta a durat cam 3 luni până am făcut spectacolul, pentru că totul e făcut manual și acasă, da. Bun, eu știam, nu că nu știam să pictez, se pare că știam să pictez, dar n-am avut habar că știu lucrul ăsta, că a trebuit să pictez păpușile, să le dau expresie. Însă lângă mine, dacă ai văzut acolo, e altcineva și știi foarte bine despre cine e vorba, despre Laura, care, mă rog, ea nu vine din lumea asta. Te-a surprins în mod, în mod plăcut. Știi ce se întâmplă? Că există aceste rezonanțe. Nu am avut niciodată grijă că nu o să iasă. Că te poți gândi, bă, stai un pic, cum se spune peste tot, și sunt convins că ai mai discutat. Păpușăria, ca și actoria, e o artă grea. Adică acolo, aproape ca un instrumentist, trebuie să înveți. Să înveți întâi să mânuiești. Păpușa trebuie să capete viață. Nu am avut niciodată grijă asta. I-am spus, Laura, o să mânuiești. Ea avea mare grijă. Aoleu, mă descurc, dar fac, zic, stai liniștită. Și mi-a fost foarte aproape și m-a ajutat foarte mult. Probabil prin energia pe care pozitivă, mi-a transmis-o. Da. Da. Nu să zic neapărat chestia asta, da, băi, soțul meu, hai, fă asta și o vedeam noi. Ci vedeam că ea crede. Eu am... Ați plecat cu susținerea reciprocă de la bun început, e clar. Și v-ați încurajat unul pe altul. Da. Era cumva inevitabil să nu aveți rezultate. Acum, sincer, mai ales ea pe mine, pentru că revin și spun, da, la mine asta era profesia. Adică pot să o fac afară, înăuntru, pot să construiesc dacă vreau. Dar cum am zice așa, ca într-o anecdotă, de aia ce vin avea, de acasă ce vin avea, pentru că dormitorul nostru de jos s-a transformat în atelier. Ești gospodină, știi ce înseamnă? Nu-i chiar simplu, pentru că acolo am pilit, am făcut, am rășpăluit, era praf, stăteam cu aspiratorul lângă noi. Cu toate astea,
A fost totul foarte bine. Și s-a născut spectacolul ăsta și mai urmează. Mai vin și altele. V-ați apucat de treabă pentru proiecte noi, probabil. Și... Să zicem în aceeași cheie, dar alt gând de spectacol. Urma să vă întreb dacă le adaptați care... vremurilor, poate. Păi le-a dat în vremurilor în condițiile astea. Sunt un regizor, ca să spun așa, că intrăm un pic în zona cealaltă, căruia nu prea îi place adaptarea forțată la situație. De pildă, crede-mă, nu mi-era deloc greu să bag o replică care mi-a venit acum pe loc, ca lupul bătând la ușa aia să spună, hai mă deschideți că mi-am pus și mască și nu e un pericol. De ce să băgăm în ochi? De ce spun asta? Pentru că se întâmplă, apropo de actualizare, sunt oameni care fac imediat subiect din asta, hai să... Da, frate, și așa sufăr, lasă-mă în pace. Iar e prea mult despre coronavirus, da, prea da. Mult despre exact. Tot ce înseamnă... Sau despre politic, sau despre nu știu ce. Are cine? Are cine să ne spună slavă Domnului? Noi, hai să ne întoarcem. Și aici revin la gândul pe care ți l-am spus și pe care îl știi. Ce frumos e, hai să uităm de toate astea, ne întâlnim într-o după-amiază. E, aici e problema. Am senzația, și nu numai eu, să-ți spună și Laura când vine, am senzația că lumea confundă puțin. Consideră că spectacolul se pretează numai dacă e un eveniment, o aniversare, o sărbătorire, ceva. Păi spune, oameni buni, gândiți-vă bine, el este ieftin și chiar este ieftin după părerea noastră. Faceți-vă o bucurie, de ce nu vă îmbrățișați și să faceți o bucurie? Noi nu vrem nimic, ne-am strâns după aia păpușile și plecăm, dar să rămâneți voi cu fericirea voastră acolo, că uite, după amiaza asta... Ați am petrecut-o avut... împreună da, și... Da. Faceți surpriză, de ce un soț n-ar lua legătura cu mine? Băi, omule, fii atent, ai mei vin acasă la ora 6, până atunci puteți monta și când au venit ei dintr-o dată să începem. Ce mi se pare foarte frumos, se poate face. Și câte și mai câte nu se pot face din astea. E, poate că lumea încă nu e pregătită pentru asta, dar ușor, ușor... O să ne educăm cumva, da. E clar... Avem marele avantaj că nu din asta trăim. Și noi putem să promovăm. E clar că financiar vorbind, nu ai cum să trăiești dintr-un foarte astfel greu, de proiect. E foarte greu. Îmi imaginez numai câtă investiție a fost până să vă... Nici nu ne-am socotit cât a fost. În fiecare zi mă trezeam că mai am ceva de cumpărat. Fie materiale, fie scule chiar, pentru că nu aveam acasă nici de polizat, nici de... Trebuie, pentru că nu ies altfel. Nici nu ne-am gândit măcar să recuperăm investiția, ci pur și simplu, na, până la urmă, bun, jucăm, dar nu jucăm în piața publică, plătiți de primărie și atunci, oameni buni, vedeți gratuit, că mai sunt niște cheltuieli. Bun, acum jucați piesa Cei trei purceluși, da. Și tu ce roluri ai și Laura ce roluri are? E, aici e ciudat. Dacă stăm să o luăm stricto senso, ce am imprimat, spectacolul este imprimat, ne-a ajutat și Amelia, a făcut și ea un purceluș și Rareș, prietenul ei, a făcut un purceluș, așa că suntem spectacol de familie. Evident că sunt lupul, nu mai era o voce masculină care să fie așa. Laura este, cum îi zice, nuf, purcelușul mijlociu. Amelia este cel mic, Rareș cel mare și așa mai departe. Dar când e vorba de jucat, suntem 2 cu 4 păpuși, cu 5 păpuși, că apare și un corp la un moment dat, o să vezi spectacolul, și păpușa ca merge din mână în mână. Și aici e interesant. Urma să te întreb, nu e greu? Ba da, îi spuneam Laurei, fii atentă, că te-ai obișnuit la imprimare cu un personaj. Ăsta. Dar vezi că la un moment dat ăla va fi la mine și vorbesc eu, pentru că e o regulă nescrisă în teatrul de păpuși, ele neputându-se să se exprime ca noi, da? Atunci e bine ca păpușile care nu vorbesc să stea cât mai nemișcate și mișcarea să fie numai la cea care vorbește, să se evidențieze. Zic. Și nu trebuie uitat care, pe ce păpușă vorbește, cu care s-a acumat mână, care e la mine, care e la tine. Îmi imaginez scenele de amuzament sau de repetiții pe care le aveați acasă și cu siguranță se mai iveau greșeli. Bineînțeles, cu siguranță îi zbucneați în râs. Că... Da, normal, că nu are rost. Faci artă până la urmă, nu are rost să te enervezi. Păpușile se joacă cu tine. Au căzut, s-au încălcit, că asta e marioneta. Când ți-e lumea mai doar împățit la așa zisa premieră. La așa zisa premieră, la cineva, o cunoștință de-a noastră,
copii, erau vreo 6-7 copii. A fost foarte frumos. Bine, un living cât studioul vostru de aici era mare, am avut loc. Și doi purcei s-au încălcit. Erau oațele de la unul la altul. Tot ei, crede-mă, nu știu cum, pur și simplu am scuturat un pic, i-am luat și dintr-o dată au revenit înapoi, nu? La... Da. Dar cum reacționează copiii? Pentru ei oricum este un lucru wow. Fiind obișnuiți, poate să meargă la teatru cu părinții. Așa când vă văd acasă și au aproape personajele, au aproape acele păpuși care vorbesc. Știu că ești foarte ocupată, dar nu ai și acum nevoie câteodată să te joci cu o păpușă? Mai ales cu fetița aici, nici nu mai zic că vă jucați amândouă, dar uite așa. Asta e relația și poate Laura o să-ți povestească un lucru foarte interesant de acolo de unde a fost, de unde a muncit, ce a putut face cu o păpușă, acolo, într-un mediu foarte dur, dar nu vreau să dau nimic din casa asta, rămâne de acum partea are, a doua. Are o poveste foarte frumoasă, Laura, și cu siguranță o vom afla în partea a doua. Haide să spun, nu știu, poate... Da, o să încerc să spun mai voalat. Ni s-a spus așa de către copii, ce bine că aici vă auzim ușor așa, nu strigă nimeni și nu țipă și nu-i muzica tare și nu-i... Era foarte apropiat. Păi, distanța e de aici până în tine. Copiii stau acolo și păpușica aici. Și bineînțeles că nu avem în timpul reprezentației, nu vin să ia păpușa, dar după aia am mers cu păpușile la ei, le-au văzut, au pus mâna pe ele, știu că-s păpuși, de ce să te sperii de lup când e o păpușă, poftim, ia-o în brațe, uite. Problema a fost că la un moment dat o avea copilul, eu o țineam, el o ținea în mâine așa și am băgat un pic vocea lupului, fără să zic ceva extraordinar, explozie. În schimb, numai vocea l-a făcut. Unde-i lupul? Da, vorbește. Foarte frumos. Cum vă găsesc oamenii? Pe Facebook? Aveți număr de contact? Da. Aveți pagină? Sau... Da. Pagina Laurei, deocamdată, Laura Schweitzer. Există și o pagină Tespis, se numește, unde sunt toate informațiile și, în general, datele noastre de contact. Adrese de mail, numere de telefoane și, probabil, și din gură în gură. Că, na, mai spune unul, mai spune altul și... Cred că e important să menționăm că vă și deplasați în, în județ, că dacă aveți solicitări de la Botoșani, nu știu, poate e... Care e problema? Sunteți deschiși, asta e... O singură problemă. Domnule beneficiar, suntem și noi niște oameni care nu avem milioanele lui Bill Gates și atunci dați-ne niște bani de carburant ca să venim, dar noi venim. Oamenii nu știu și poate nici nu e bine să știe că un spectacol din ăsta e relativ obositor. Poate nici n-ar fi bine să vorbesc. Pentru voi sau pentru copii? Pentru voi, clar. Da. Poate pentru mine mai puțin, sunt un pic mai rutinat, mai obișnuit, pentru Laura este o oboseală. Nu e din aia destructivă să cazi, dar gândește-te, noi mergem. Hai să zicem că mergem la Vatra Dornei, ne cheamă cineva, ca să zic o distanță un pic mai mare, chiar dacă e atât de plăcut acolo. Bun, la ce oră putem juca? Pe la 6, da? Se termină pe la 7. La 8 plecăm spre casă după ce strângem. Oamenii rămân acasă, chiar se și culcă noi. Conduceți să vă întoarceți, da. Dar toată viața am văzut lucrul ăsta și te rog să mă crezi, poate o să ți-o mai spune și alți actori, uiți, atât de mult te încarcă bucuria asta de a face un bine cuiva încât nu-ți dai seama. Și bucuria de pe chipul copiilor e imensă, pentru că îți dă curaj să continui. Exact. Și mai avem, din păcate, un minuțel la dispoziție. Spune-ne ce proiecte vrei să faci pe viitor. Hai că ne-ai spus ceva, te rog. Va fi un spectacol, teatru de umbre, dar în care e foarte ambigu, copilul gazdă se va regăsi în spectacol. E treaba va fi personalizat? Va fi personalizat, el... Anișoara, Măriuța, Vasilică, cum îi cheamă, dau și eu niște nume, vor apărea cu fețișoara lor, pentru asta colaborăm cu părinții, o să ne trimit o fotografie, ceva de genul ăsta, și vor apărea ca personaj din spectacolul respectiv. Mai avem un pic de lucru. Foarte interesant. Noi vă urăm spor la treabă. Mulțumim. Și să veniți și cu alte piese de teatru aici la noi și în casele copiilor și facem, să ne revedem cu bine. Facem sâmbăta copiilor aici cu păpuși. Facem. Bine. Ar fi un proiect foarte interesant. Mulțumim. Mulțumim că ați fost prezent astăzi. Noi așteptăm și pe Laura pe partea a doua. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici în studio. Rămâneți alături de noi.